Natura ta caldă și prietenoasă câștigă respect și popularitate, indiferent unde se află. Agresivitatea naturală a leului violent este în mare măsură atenuată de diplomația fermecătoare a numărului zilei de naștere. Vrei să fii lider? Dar ești gata să lucrezi într-o echipă. Când îți asumi responsabilitatea, faci totul ca să nu jignești pe nimeni. În timp ce întâlnești cu entuziasm problemele de viață și provocările soartei, într-o situație nouă, rareori acționezi fără o analiză și un plan atent. Ești legată magnetic de tot felul de situații incitante și instabile, oameni și locuri, ideea schimbării dinamice par a fi extrem de atractivă pentru tine. În consecință, rutina zilnică te antrenează rapid. Ai o natură surprinzător de flexibilă, ușor de adaptată la schimbări și împrejurări. Din nefericire, colegii și cei dragi pot fi aruncați peste bord, când tu îți schimbi brusc cursul. Poți fi tu însăți instabilă, dar poți reuși să inversezi această calitate în tine, transformând-o în energie creativă. Cu toate acestea, interesul sporit față de evenimente extraordinare nu te părăsește niciodată. Semnul tău zodiacal aparține constelației Leu. Semnul zodiacal Leu este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități: noblețe, posesivitate, fiabilitate, talent și dezinteres. Fiind în mod constant sub influența soarelui, ai abilități de conducere, poți fi un lider bun. Dotată cu inteligență remarcabilă, poți ocupa poziții de conducere în cele mai înalte eșaloane ale puterii. Dacă vorbesc despre calități morale, te caracterizezi prin bunătate, noblețe și onoare. Datorită naturii tale impulsive, ai tendința de a lua decizii grăbite, nu întotdeauna informate. Numai munca de zi cu zi pe tine însăți va permite să-ți direcționezi energia ta irepresibilă în direcția cea bună. Tu te consideri în mod rezonabil ca făcând parte din elita socială, ești nobilă și puternică, autoritară și egoistă. Încrederea în sine și capacitatea de a fi apreciată în societate sunt excelente, dar este util să înveți să te controlezi pentru a nu copleși pe alții. Cu toate acestea, generozitatea ta naturală te ajută, de obicei, la armonizarea relațiilor. Din exterior, pari a fi o persoană căreia totul este dat fără efort, fără probleme și aproape de fiecare dată. Cu toate acestea, secretul tău constă într-o capacitate de muncă echitabilă, care te ajută la atingerea înălțimilor sociale și în carieră. Guvernatorul tău astral este soarele. De la acesta tu primești strălucirea personală și integritatea. Soarele este favorabil numărului copleșitor de profesii masculine și a celor feminine care sunt asociate cu manifestarea propriului eu. Planeta ta în exil este Uranus. Lui Uranus îi poți mulțumi pentru lipsa de încredere, precum și pentru dependența de impresia celorlalți despre tine. Diplomația, datorată numărului zilei de naștere, te ajută să câștigi respect în aproape orice companie. Ești foarte drăguță, lider prin natura ta, îți asumi mereu răspunderea pentru ceea ce se întâmplă în jur, dar în același timp reușești să nu jignești pe nimeni. Te înțelegi perfect în orice echipă, fiind capabilă să te adaptezi în cel mai bun sens al cuvântului. Tu pur și simplu generezi energie creativă care te ajută să obții succes în orice domeniu. Dar, uneori, această energie poate fi îndreptată în direcția greșită, iar apoi lucrarea se va opri pur și simplu. De regulă, ai o idee clară asupra impresiei pe care o faci. Sentimentul de plictiseală este complet inacceptabil pentru tine, așa că încerci cu siguranță să aduci ceva proaspăt în propria ta imagine. Dacă ești prin natura ta excentrică, nici nu încerci să-ți ascunzi nedumerirea față de indignarea externă, pentru care oamenii din jur te pot numi exhibiționistă. Ca atare, te temi să te împotmolești în viața de zi cu zi. Te poți confrunta adesea cu probleme ale propriului sine, lucru care necesită rezolvare. Ar trebui să te eliberezi de gândul că trebuie să-ți dovedești valoarea celor din jurul tău. Este important să progresezi încet, pas cu pas și să accepți orice eveniment așa cum este. Bineînțeles,
Floarea dramatică a personalității tale plutește inevitabil la suprafață. Principalul pericol constă în faptul că izbucnirea emoțională generează periodic probleme atât pentru rudele tale, cât și pentru partenerii de afaceri și duce în mod inevitabil la o anumită alienare. Această situație este extrem de nefavorabilă, deoarece pentru tine, o viață personală stabilă înseamnă, de regulă, stabilitate în carieră și viceversa. Ar trebui să înveți să fii autosuficientă și mai puțin dependentă de opiniile altora. În acest sens, este necesar să-ți identifici propriile priorități, să înțelegi ceea ce te așteaptă de la viață. Cu toate acestea, circumstanțele îți dictează adesea necesitatea de a rupe relația existentă. Găsirea celui mai bun mod de a face aceste lucruri nu este o sarcină ușoară, dar trebuie rezolvată prin toate mijloacele. Te distingi față de alții nativi din leu prin astfel de trăsături speciale, ești autentică, bună, caldă, strălucitoare. Abilitatea de a te ridica peste ceilalți și manierele tale regale, hipnotizează mulți bărbați. În acest caz, te vei dovedi strălucitoare, puternică, carismatică, luminos îmbrăcată, o femeie de care bărbații timizi pur și simplu se tem. Cum afectează data de 24 iulie soarta ta? Ai o atracție magnetică pentru aventuri neobișnuite, locuri și oameni. Îți plac situațiile instabile. Te adaptezi cu ușurință la locuri noi și la oameni. Iubești schimbarea în viață. Ești flexibilă, rapidă și neliniștită. Privești monotonia precum opincile într-o sală de bal. Nu ai permanență, dar poți reuși să găsești armonie interioară. Cu toate acestea, interesul pentru oamenii extraordinari și evenimentele nu te părăsește toată viața. Tu dedici multă timp aspectului tău, schimbându-ți adesea imaginea. Tu încerci mereu să arăți perfect. Este important ca tu să știi ce gândesc ceilalți despre tine. Ai o natură excentrică cu aspect extraordinar, dar ai ambiții sănătoase. Tu încerci să obții o mulțime în viața ta. Încerci să urci pe scara carierei, lucrezi asupra ta însăți, te implici în autoeducație. Poți fi destul de erudită, dar preferi să nu te lauzi cu cunoștințele tale. Te sperie rutina, devii nervoasă, cu siguranță trebuie să-ți consumi energia, să înveți să-ți controlezi dorințele și emoțiile. Dacă aceste lucruri nu este făcut, te poți confrunta cu o defecțiune nervoasă. Fiind foarte emoțională, nu poți experimenta calm ce se întâmplă. Emoțiile tale incontrolabile pot cauza probleme în viața ta. De asemenea, datorită acestui fapt, pot exista probleme cu rudele și colegii tăi, care se pot îndepărta de tine. Dacă viața ta personală este stabilă, atunci totul este neted în activitățile tale profesionale. În cazul unor probleme la locul de muncă, pe frontul dragostei apar niște probleme. Ești însă ușor de contactat, sociabilă și amabilă. Ești capabilă să susții orice subiect de conversație datorită erudiției tale. Ești foarte deschisă, nu ai măsură, de aceea poți deveni victima înșelătorilor. Nu trebuie să-ți dezvălui secretele oamenilor pe care îi știi puțin. Uneori trebuie să fii singură pentru a-ți aduna gândurile. Trebuie, de asemenea, să fii mai interesată de problemele altora și nu doar să te gândești la tine. Dragoste și compatibilitate. O romantică ca tine așteaptă foarte multă dintr-o aventură de dragoste, senzuală și pasională. Dorești intimitate și te strădui să te simți ca o parte a familiei. Vrei să fii cu o persoană care își împărtășește viața cu tine, dar e o nevoie mare de recunoaștere, dragoste și atenție, ceea ce poate fi un test serios pentru partenerul tău. Cea mai bună relație cu tine este formată cu semne controlate de elementul foc, leu, berbec și săgetător. Cea mai fiabilă este combinația cu gemenii care sunt luminoși, puternici și independenți, iar uniunea cu ei se bazează pe fundație cea mai solidă, interesele reciproce și capacitatea de a vă simți reciproc. De asemenea, perspective bune pot fi în relațiile cu balanța. Esteți sofisticați din balanță și tu ca un lider luminos din leu puteți crea deseori alianțe foarte benefice pentru ambele părți,
O alianță puțin probabil să reziste este cu opusul absolut al tău, vărsătorul. Alianța cu vărsătorul este posibilă numai cu condiția ca acesta să se conformeze rolului sclavului, ceea ce un vărsător nu poate nici măcar imagina, dar să accepte. O alianță nu prea bună te așteaptă cu scorpionul și una nefericită cu taurul, ambele sunt semne fixe, unde perseverența și respingerea dați recunoaște domnia, te vor îndepărta ușor. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Atunci când alegi o profesie, este necesar să acorzi atenție domeniilor care necesită activitate și dinamică. Aceasta poate fi o activitate de călătorie sau una care este asociată cu efort fizic moderat. Principalul lucru pentru tine este să te simți confortabil și în același timp să primești suficiente încărcături pentru a nu te plictisi. În orice echipă, vei contribui întotdeauna la o muncă dinamică echitabilă, care ar putea să nu fie plăcută tuturor. Dar dacă orientezi activitatea în direcția corectă, atunci pot spune cu încredere că un astfel de grup de lucru poate muta munții. Te poți manifesta cu succes ca profesor, actor, scriitor. Sănătate și boli. Fiind neobosită, ești supusă vătămării. Atracția către instabilitate și emoții palpitante te poate conduce spre zone în care pericolul pentru sănătate este prea mare. Experimentarea cu droguri, situații ciudate, comunicarea cu persoane neobișnuite, toate acestea pot duce la probleme diverse. Ești predispusă la supraalimentare și la abuzul de alcool, motiv pentru care dieta ta ar trebui să fie cât mai variată pentru a elimina obiceiurile nesănătoase. În dietă, ar trebui să pui un accent mai mare pe cereale și legume, reducând consumul de proteine, carne și zahăr. Exercițiile fizice pentru tine nu sunt la fel de relevante pentru că ești deja prea activă în viață. Soarta și norocul. Universul ți-a dăruit o natură bună, ambițioasă. Ești fermecătoare, amabilă și veselă. Vibrațiile din această zi sunt de așa natură încât ele întăresc acele trăsături de caracter care sunt în mod special pronunțate. Viața va merge în direcția pe care o alegi tu însăți. Dacă urmezi calea evoluției, umplând lumea în jurul tău cu armonie și dragoste, atunci viața ta va fi prosperă, fără nori negri și complicații. Prima căsătorie poate fi nereușită dacă este făcută devreme. În sfera materială vor apărea suișuri și coborâșuri, dar, după ce ai depășit toate eșecurile, vei putea crea condiții proprii de viață. Sfaturi pentru tine. În una sau alta perioadă a vieții tale va exista cu siguranță o problemă cu reglementarea energiei. Calculează consumul, poate că dorințele tale nu merită întreg efortul. Învață să fii singură și să iubești această stare. Alege o profesie care te va ajuta să-ți dovedești valoarea în fața altora, precum și să contribuie la cheltuirea energiei acumulate în interior. Este de dorit ca această energie să fie îndreptată spre creație, iar apoi totul va funcționa pentru tine. Mai devreme sau mai târziu va trebui să-ți tempereze energia. Ia în considerare și eșecul. Poate că dorințele tale nu vor avea parte de succesul pe care îl presupui tu. Fii mai atentă cu ceilalți. Ce cadouri ți se potrivesc? Pentru tine, abordarea este mai importantă decât orice. Darul trebuie prezentat, nu este predat, dat, înmânat și așa mai departe. Pentru ziua ta de naștere, tu ca o leoaică, regina fiarelor, îți place să accepți daruri, de preferință într-o atmosferă de solemnitate și teatralitate. Procesul ar trebui aranjat cât mai pompos posibil, florile într-un coș, oaspeții într-un semicerc, tu în centru, de preferință într-un fotoliu, cum ar fi un tron, pe care apoi îl poți părăsi ca respect pentru valoarea cadoului. Felicitarea este de dorit a fi ideal de mare, să aibă obligatoriu flori și litere aurite, să conțină mai întâi laude și aprecieri la adresa ta, și abia după aceea urarea în sine. Darul în sine ar trebui să fie înfășurat în hârtie de aur, cu o butonieră imensă în loc de un ax sau scoci. Nu poți face economii la cadouri pentru tine.
Cadoul trebuie ales într-un stil elegant și scump, evitând falsurile. Numai exclusiv și real. Pentru tine se potrivesc lucrurile pe care să te odihnești, doar tu nu te-ai născut să-ți îndoi spatele. Cel care îți pregătește un cadou ar trebui să-și amintească că nu-ți plac tonurile plictisitoare, dar preferi cele luminoase, vesele. Vei accepta cu plăcere operele de artă pe care te consideri a fi cunoscătoare. Nici o bucurie nu se va vedea pe fața ta, primind, deși scumpă, o copie după un Rembrandt. Este mai bine o pictură a unei artiste de stradă necunoscut, dar unic. Dacă acest cadou este pentru o sărbătoare comună, de exemplu, anul nou, atunci ar trebui să ți se dea un cadou cât mai solemn posibil. Tu nu te plictisești niciodată de decorațiuni, dar nici de niște bijuterii, evident că din aur. Stilul tău este ala lui al XVI-lea. Luminozitate, pompă, aur, cel puțin aurit. Nu trebuie uitat în colț, dar într-un loc proeminent, pentru a grava monograma ta. Tu ești foarte mândră de numele tău, așa că, dacă dăruitorul găsește hârtie de aur, pentru a imprima câmpul în care este numele tău, sau numele tău va fi tipărită de mai multe ori cu aur, atunci este imposibil să vezi un balsam mai bun pentru sufletul tău. Să ți se dea orice mizerie pe care este scris numele tău, o vei arde, iar darul își va găsi refugiul în cel mai proeminent foc. Florile de ziua ta sunt foarte potrivite. Orhidee, trandafiri, stacojii te vor încânta. Vorbind despre bijuterii de aur, de preferință, trebuie comandate individual la un bijutier, ar trebui gravate cu inițialele tale. Telefoane, tablete, numai cele mai recente modele și mărci de prestigiu. Parfum, cosmetice, de la producători de renume. Același lucru este valabil și pentru haine și accesorii. Aceste elemente ar trebui să fie la modă, extravagante. Culoarea ar trebui să fie portocalie, roșie sau galbenă. Nu trebuie să uite careva de tratamentul pentru tine. Pentru masa festivă, îți va fi util un cadou ca o cutie elegantă de ciocolată, o sticlă de șampanie de marcă sau chiar un pachet de super delicatese de peste mărșițări. Un cadou preambalat din supermarket, îl vei considera un comportament inadecvat, ba chiar un cadou înjositor. Ca pisică grațuloasă, adori confortul și, prin urmare, poți accepta o pătură de lux, o pernă elegantă, o pernă cu paiete sau o vază de flori strălucitoare nu te va mulțumi cu caracterul său practic, ci cu aspectul original. Dacă cineva nu este decis sau nu are nicio idee despre ce să ți dea cadou, atunci problema poate fi rezolvată prin plasarea banilor într-un plic frumos colorat, vei decide pentru tine însăți ce să cumperi ca dar și apoi să-i spui despre asta. Nu vei uita niciodată valoarea darului și vei căuta să-l onorezi pe donator în egală măsură de ziua lui. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.